asta. Femeia asta vrea să mă omoare, e clar. Ce e acolo? Incredibil. Cum a ajuns acolo? Cum să intre asta la noi în dormitor? Nu știu nici eu. Deci cum? Deci cum a intrat? Cum a ajuns acolo? Ești afară! Deci în momentul ăsta, hai! Ieși! Ia-ți! Trebuia să, cum să zic, cu aplauze, să vadă show! Vrei să-ți desenezi? Deci avem o foarte mare problemă. Păi în felul ăsta... Pentru că tu te-ai folosit de noi. Nu m-am folosit. Deci mă descalț, termină, n-a fost violență, dar... Stai cu minte, deci nici eu nu sunt violent, deci stai cu minte, te rog frumos, mă enervezi, să mă halagioică pentru că te-am iubit! Deci uite, acest contract consideră că a încetat contractul, gata. Deci nu, ești nebun la cap, ești nebun la cap, eu credeam că te cunosc, Dan. Zic, cu cine ai trăit, cine ți-a făcut poftele, cine te-a lintat în fiecare dimineață? Te rog să pleci, în momentul ăsta pleacă! Hai! Fii atent că îmi scop pantofii și nu, spar geamurile la spar geamurile. Uite așa! Sunt Ernest și vă invit să urmăriți un nou episod plin de mister. Numai aici, la Ochii din Umbră. Viața ne pune în situații neprevăzute, iar uneori suntem martorii unor evenimente de natură inexplicabilă. Subiectul nostru, Bogdan, este martorul unor întâmplări cel puțin bizare și a ajuns să se teamă pentru siguranța lui. Cine este în spatele acestor înscenări și care este scopul lor? Numele meu este Ernest Francis, vin din partea Canal D, Ochii din Umbră. Dumneavoastră ați apelat la acest program. Spuneți-mi cu ce vă putem ajuta. De ceva timp încoace se întâmplă în viața noastră niște lucruri foarte strane. În primul rând în casă. Deci în casă găsim tot felul de desene. Am găsit un desen pe... Într-o dimineață am găsit un desen pe oglinda la baie de la noi de sus, de la dormitor. O cruce cu ruj făcută, plus să... Vă locuiți aici, împreună, să înțeleg. Da, deci locuim împreună aici, locuim împreună. S-a întâmplat odată să vină salvarea. Deci a venit salvarea la ușă, ține nino, sirene, ce s-a întâmplat, salvarea. Că am înțeles că e o urgență, mi-am spus că nu e nicio urgență. Vă dați seama, ne-am și speriat de ce să vină salvarea la noi. În final nu ne-am înțeles cu cei de la salvare, nu am reușit să-i convingem că nu noi i-am chemat, dar a trebuit să plătim intervenția, am lăsat factura, destul de scumpă. O altă dată
stăteam cu Iulia la televizor. Atunci cu pizza. Cu pizza, da. Ne-au fost livrate 10 cutii. Le-am plătit până la urmă, adică nu vreau... N-am putut să ne înțelegem. Era chiar de la firma care, cu care noi colaborăm la modul că mai comandăm pizza acasă. Nu puteam să zicem, băi, știi că a fost o glumă să... Da. Am plătit și de data asta, plus altă dată a venit poliția. V-ați certat, ați dat muzica tare, ați spart pe aici, ați aruncat, v-ați făcut zgomot în curte. Și am primit reclamații. Da, și că au primit reclamații. La modul, stați să vă, ca să nu ziceți că... Exagerez, deci am chiar am toate documentele sunt aici. Uitați, asta e hârtia de la poliție. Factura de la pizza. De la pizza, da. Așa, unde e aia de la... Mi se pare că a lăsat-o pe birou. Nu, înștiințarea de la salvare când ne-au spus că avem de plată. Iulia, zici și tu. S-au întâmplat foarte multe lucruri ciudate în ultima vreme. Am găsit fotografii cu noi doi din ultima noastră vacanță tăiate. Adică le-am găsit în casă. Și aici, la noi, suntem aici, îngrijorați pentru că... Avem într-un sertar și... Nu are cine să aibă. Noi avem doar o singură menajeră. Parcă ne simțim urmăriți, parcă totul se întâmplă... E cineva cu un pas înaintea noastră. Într-adevăr, multe se întâmplă în casă, dar inclusiv pe unde ne ducem noi. De asta cineva, dar e alarmant, cineva, ceva ne tot situația. Urmărește. Nu știu ce zici. Asta... Cine ar avea vreun motiv, nu știu, eu am mai fost căsătorit. Bun, în ce relație ai rămas cu fosta ta soție? Relație normală, ca niște oameni care s-au despărțit în condiții civilizate. Da, mai vorbim, dar foarte rar. Iar avea un motiv, un interes să facă lucrurile astea? Nu, n-am mai mers. Din partea ta poate exista cineva în cercul tău de prieteni? Eu m-am gândit și chiar zilele trecute am avut o discuție cu Bogdan. Îl suspectam pe fostul meu iubit, pentru că el tot timpul a fost gelos. Da, și n-a acceptat despărțirea asta, dar... Și nu nici am pe mine vorbit, nu m-a acceptat niciodată. N-am mai vorbit de foarte mult timp cu el. În ce fel acel om ar putea avea acces la casa voastră? Pentru că... Tocmai asta e ideea, că nu cred că există. Deci... Eu vă pot ajuta pe voi să aflăm ce se întâmplă în interiorul acestei case. Foarte ușor. Pot monta niște camere de supraveghere. Unde doriți dumneavoastră casa la chiar va trebui să, nu știu, să poate să nu dăm găuri, să nu stricăm pereții prea tare. Adică să facem cumva... Credem că ne-am chinuit să aranjăm. Nu sunt prin fir, ele transmit wireless. Tot. Am înțeles, deci nu găurim toată casa să facem un cablaj. Nu găurim niciun fel prin casă. Am înțeles. Avem un caz. Ne-a apelat un domn arhitect, Bogdan Ștefănescu, pe numele său. Ce se întâmplă? Omul este martorul unor evenimente strani, ciudate. Glumele astea sunt deja nesărate sau deja îl sperie? Deja îl sperie. Deja s-a întrecut puțin limita și omul se cam teme pentru siguranța lui. Ar vrea să afle exact cine este mintea diabolică din spatele acestor glume, dacă putem să le numim glume, care deja îi afectează viața. Și pe cine urmărim noi? Pe el și pe Iulia. Pe el? Astfel încât să, okay, să vedem exact niște lucruri care poate lui scapă. Imediat ce avem un răspuns... Haideți să vedem ce putem afla pentru el. Sigur. Baftă, baftă. De data aceasta, persoana urmărită va fi chiar cel care ne-a contactat, adică Bogdan. Detectivii noștri vor sta pe urmele lui pentru a afla cauza întâmplărilor neobișnuite din ultima vreme. Să înceapă filajul. Polina, ești pe aici? Ora 8:30 dimineața. Bogdan și Iulia pleacă de acasă pentru a merge la serviciu. Polina, menajera lor, îi conduce la ușă. Trebuie să menționăm faptul că femeia nu știe de existența camerelor de supraveghere din casă. Trei ore mai târziu, în fața casei lui Bogdan, apare o femeie. Din informațiile și pozele oferite de Bogdan, detectivii au dedus că femeia care intră în casa lui este fosta lui soție. Polina pare să se bucure de prezența ei. Dar de ce nu s-a schimbat nimic? Ce? Ce cu astea? Tu ai altă plăcere, tu ai... Ceva. Păunii ăștia, câți păuni au omorât? Păi, e după mine, cu tine ne înțelegeam altfel, erați ca copiii mei, tu... Da, ok,
Polina nu ți-a Era altfel, nu ca ea. Ea nici nu știe ce vrea câteodată. Ce să zic, că nu zice nimic. Cum se comportă cu el? Foarte bine. Foarte bine. Da, da. Și lui îi place. Da. Tu mai ții legătura cu el? Da, din când în când. Vorbim la telefon. Și nu v-ați mai văzut niciodată? Păi a avut nevoie de un proiect și a venit să-l ajut. Da, vedem. Mi-a fost rău într-o seară și a venit să-mi poarte de grijă. Da, vorbim. Da. Deci mai vorbiți, nu? Vorbim, dar nu mai e cum era. E, fă și tu să mai fie cum era. Păi și ce să-i fac? Să-i sar de gât? Ce să-i păi fac? Nu știu ce să-i fac asta. Ce să-i faci? Asta e... Da. Nu ziceai că o iubește pe asta? Așa zic, că să iubesc. Eu știu, îi văd că să iubesc, într-adevăr. Se giulese? E normal, normal, fetiță, normal. Intră în dormitor acolo... Ce da, și cât stau în dormitor? E, uite, am calculat, dar o să urmă. Se pare că fosta soție încă suspină după Bogdan. Altfel, cum s-ar explica prezența ei în casă și faptul că o trage pe menajeră de limbă? După discuția cu menajera, începe să inspecteze casa și nu numai. Ups, ce face femeia? Și-a scos un parfum din geantă și după ce a parfumat hainele din dulap, a început să parfumeze și lenjeria de pat. Camera de supraveghere din baie este ochiul care vede numai ceea ce trebuie. Magda răvășește produsele cosmetice și pune crema de picioare în alte creme. Apoi, ca și când nu ar fi suficient, Magda merge și mai departe și toarnă crema epilatoare în șamponul Iuliei. Detectivii sunt șocați. Ce urmărește Magda, de fapt? Rămâne de văzut. Gata, Polina, am coborât. Gata? Da, și plecă e târziu. Haide și... că trebuie să vină și Iulia. Da, și să tocmai ca să nu mă... După ce și-a terminat treaba, Magda își a rămas bun de la Polina, nu înainte de a o sfătui ca vizita să rămână secretă. Ora 18. Bogdan și Iulia se întorc după o zi de muncă acasă. Iulia însă are parte de o surpriză nu tocmai plăcută. Dar ce e cu florile astea? Chiar. Le-ai primit? De la cine? Pentru tine. Pentru mine? Da. Dar cine sunt trimite mie crin? Nu știu, fetița, n-am întrebat. A spus pentru Iulia. Pe cine le-a adus? Dar eu nu suport. Un curier. Le-a adus. Și-a lăsat vreun bilet, da, ceva vreun? N-a lăsat nimic. Mama mi-a spus să le dau lui Iulia. Știi ceva de... Nu, deci mie nu-mi plac crinii. Nu știu, le iei, eu le faci primit să dispară, nu vreau să le văd, nu-mi place. Păi, să că sunt frumoase totuși. Sunt frumoase, dar eu nu suport crinii, ai omis, ai uitat asta. Păi da, deci, dar... Nu... Crinii nu sunt nici pe departe florile ei preferate și nu înțelege cine ar fi putut să-i facă acest cadou. Vită, nu-mi place, nu. Mai târziu, Iulia se duce la baie să se demacheze. Evident că folosește crema la care a umblat fosta soție a lui Bogdan. O nouă zi, o nouă provocare. Doamne, e adevărat ce-i pe fața ce-ai mea? Pățit? Deci nu, nu ce-ai se pățit? Poate, nu se poate. Ce e asta? Uite-te. Deci nu, nu e adevărat. Uite-te. Ce? Crema folosită de Iulia i-a produs o iritație de toată frumusețea. Azi am cea mai importantă întâlnire de la bancă. Cum să merg cu fața asta? Dar de la ce? Păi, dar ce-ai făcut? Ce-ai... Doamne, uite-te și tu câte bube, nu e adevărat. Cum să mă duc așa la muncă? Te-a ciupit țânțare. Cum să fie mușcătură de țânțar? Tu nu te uiți, pe ia uite. Trebuie să mă dau cu fond de ten. Deci azi am întâlnirea cu Popescu. Păi și ce are atunci? Păi cum să... Doamne, dar de la ce? Că m-am demachiat aseară. Deci m-am demachiat. Deci nu are, nu știu ce toi fi. Stai, da, cu vreo alifie ceva. Ce alifie? Păi tu dai cu tot felul de smacuri pe față, tot timpul. Deci le folosesc de ani de zile, deci cum să mă duc așa? Dar știi, Iulia, cine i-a făcut acest cadou? Deci, mergem la spital, puneți ceva pe tine, te rog, du-te, puneți ceva pe tine și mergem la spital. O oră mai târziu, apare Magda. Hei, Polina, bună! Bine venit, bună! Bine venit, drăguță, haide! Uite, ne-am trezit dimineață, că nu știu ce ieși pe față. Ce? Că atâta țipam baia acolo, nu știu ce i-a ieșit pe față. Că era plină de bube. Da, și-au plecat repede la spital. Păi a fi mâncat ceva stricat? Ca și când nu ar ști ce s-a întâmplat, Magda primește vestea cu seninătate. În timp ce Polina își face de lucru prin bucătărie, Magda mai are niște lucruri de rezolvat. Smulge florile din rădăcini. Devastează grădina. Pa, Polina, plec, gata, nu mai stau că am un pic de treabă. Bine, ne vedem, bine, pa! Pa, pa, pa.
Orele 15. Bogdan și Iulia se întorc acasă. Nici bine nu ajung în dreptul ușii când văd plantele distruse. Mama, nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Eu am avut treabă în casă, am făcut curat, am făcut mâncare. Nu pot să-mi dau seama când am ieșit acolo. Niciun zgomot. De data aceasta, Polina este țapul ispășitor, dar nu scoate nicio vorbă despre musafirul nepoftit. Nu știu nimic, n-am făcut nimic. Ora 1 noaptea. Trei femei au parte de o distracție pe cinste. Pusă pe șotii și destul de bete, Magda împreună cu două prietene i-au pus gând rău mașinii lui Bogdan. Da, cât de nobil o să fie asta! E, nu! Te țin aici! Da? Iar în... Hai, facem concurs de inimioare? Doamne, ce pot face? Te vadă cum să-i furăm mașina, Doamne Sfinte! Tu mai ai cheia de rezervă? Da, fata, o am. Fata, da, fii atent. Așa. Intrăm, da. Să ne viteză. Da. Și o tractăm. De parcă nu era de ajuns că au distrus mașina omului, acum se chinuie să o mai și mute de la locul ei. Din păcate, detectivii nu pot interveni. Ei au fost angajați să facă o treabă și nu au voie să intervină pe perioada investigației. Da, și ce mă dacă eu și... dimineața. Bogdan și Iulia ies din casă pentru a pleca la serviciu, însă nu prea mai au cu ce să plece. Auzi unde ai parcat? Păi cum, n-am fost amândoi aseară? Aici. Păi și unde-i mașina? Nu știu. Nu, pe bune, unde-i parcat? Aici, măi, n-am coborât amândoi din ea. Nu păi știu. Și unde-i mașina? Păi unde-i mașina? Ai fost o aseară plecată pe undeva? N-am fost nicăieri. Bă... Doamne, deci nu e adevărat. Nu, stai nu, să nu văd, poate să ții o alarma pe undeva. Nu eu. Tu faci vreo glumă, adică nu știu, nu, e... Nu. Păi nu, deci nu, sună la poliție, nu, dă-te nu, telefon. Nu, stai puțin, da, stai, lasă-mă să mă gândesc, poate... Capul, de fapt, stai, deci că totuși cheia e aici, stai puțin. Stai. Deci fă ceva, că deja simt că-mi explodează capul. Am înțeles, deci da, nu, lucrurile astea nu se întâmplă, din, nu e posibil, nu, da. Deci nu e posibil așa ceva. Deci... Stai puțin, că mă sună cineva, stai puțin. Alo, da. Detectivul le rezolvă problema și le furnizează informații prețioase. Am înțeles. Mașina furată se află pe o altă stradă. Bogdan rămâne cu gura căscată. Deci asta e mașina Băi, nene, noastră? Nu se poate, mă. Dă-o de treabă. Bogdan, asta e mașina noastră? Tu te uiți, e vopsită, ești nebun? Și fie că asta e... Mamă, e vopsea, asta nu se mai ia. Deci cum? Dai, de și cât costă să o facem? Da. Unde merem? Dar nu înțeleg cine putea să facă așa ceva. Incredibil. Cum, Doamne? Incredibil. Ai dat atâția bani, păi cum îi scoate în fața acum? Ce facem? Nu știu, cum? Nu știu. Stai să văd păi înăuntru și dacă... Și așa la birou cu ea. Să văd ce e înăuntru. Mergem așa? Așa se întâmplă aici, în cartier, la noi. Nu se poate așa ceva, domnule. Incredibil. Păi mergem, și mergem așa, păi ce să-i fac, ce să fac? Hai să mergem. Păi să zic ca lumea că suntem nebuni. Cu mașina decorată ca la circ, sub privirile curioase ale vecinilor, Bogdan și Iulia pornesc înspre birou. Puțin mai târziu, Magda își face din nou simțită prezența în casa lui Bogdan. Fără niciun fel de remușcare, fosta soție se face comodă în living, unde îi se alătură și Polina. Lui, asta, cu problemele asta? Lui. Păi, asta ce? Proiectele lui care le face acolo, nu știu. Păi, nu umblu la așa ceva. Magda începe să măzgălească planșele lui Bogdan, chiar cu oja Iuliei. Este clar, femeia asta le-a pus gând rău celor doi și nu înțelegem de ce. Da, și ce ai, da, dar îl fac în vii, da. O să fie făcut. În vii, e ce ai iubat. Bine. Petrecere frumoasă. Dar ce-a pățit rău? N-a pățit nimic. Ia masa în oraș. Ah. Și mi-a zis să nu mai gătesc.
O scoată Bogdan în oraș. Ce da. Frumos. Mai întâi să-i fac ceaiul. Ideile Magdei par a fi un sac fără fund. De îndată ce află că Iulia și Bogdan plănuiesc o seară romantică la restaurant, Magda îi vine de hac Iuliei. Osteria numero uno. Ce are de gând să-i facă acestei femei? Să te ducă Bogdan pe brațe la restaurant. Iulia vine acasă să se schimbe. Da? Draga mea, eu sunt gata. Unde-i ceaiul? Oh, bine ai venit tu de la acolo. Ăsta? Da. Bea ceaiul în viteză și pleacă spre restaurant. Da, 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 da. Te pup că e târziu. Și eu vă pup. Distracție plăcută. Mersi mult. Pa. Pleacă spre casă. Ora 8:30 dimineața. Bogdan se pregătește să plece la birou, când își găsește lucrările murdare de oja Iuliei. Din nou, Polina trebuie să dea socoteală. Păi da, mă, Polina, dar chiar așa, deci uite și tu în ce hal, ți-ai făcut unghiile, te-ai eu ia uite la culoarea mea de la unghii și ce culoare e aia. Te rog foarte mult să nu mă acuz de toate prostiile. Să o întreb pe Iulia cu eu. Păi așa. Iulia, nu mai da vina pe Iulia, că tu... Uite, uite acu' deci uite și tu, uite și tu planșele mele, planșele da? Mele. Cum sunt? Pline de ojă. Dacă se, dacă ai, dacă se poate așa ceva. Doamne, dar doamne, tu sigur nu știi nimic? Adică ce vrei să păi, spui? Păi asta e oja ta? E oja ta? Da, e oja ta. E oja ta, da. Da. Păi și uite, e oja ta e pe planșele mele. Dar tu crezi că eu am luat-o razna? Crezi că am înnebunit? Iulia ia foc la acuzele iubitului. Știe că e oja ei, dar e conștientă că nu i-a murdărit planșa. Cineva le face viața un calvar. Au ajuns la capătul răbdării. Bogdan își strânge lucrurile și pleacă nervos de acasă. Ora 18. Magda semnează din nou condica și apare în casa lui Bogdan. Ce se mai întâmple? Multe. Deci au fost la restaurant. Da. Și au venit la restaurant, s-au certat, mă rog, și dimineața când s-a scoat a văzut planșele astea măzgălite și tot păi pe da. Mine a dat vina. Tot, tot eu tot sunt vinovată. Păi eu știu că ea lasă oja peste tot ce și eu. Ce s-a întâmplat aici? Menajera îi pune pe tavă informațiile de care are nevoie. Da, mai târziu sau... Că eu, de exemplu, nu-s venită cu mașina. Mi-a zis că vin puțin mai târziu, dar eu știu. Eu pot să mai stau, stăm de vorbă până... Îți fac o cafea? Da, te rog. Colac peste pupăză. În timp ce Magda și Polina îi bârfeau, cei doi îndrăgostiți apar mai devreme acasă. Polina, ăștia au venit. Vai de mine, înseamnă Polina, că au venit. Polina, ce mă fac? Unde mă? Aoleu, și ți-am spus să nu mai vii acum în timpul ăsta. Da, Polina, dar vreau să te vai văd, de mine, o să mă dea afară. Lasă, Polina, și eu unde mă duc? Ce fac? Ăștia vor să vedem mă prindă. Unde te duci, dar ce mă fac eu? Tu ca tu, dar ce mă fac eu? Nu te prinde nimeni, stai liniștită, că tu n-ai nicio problemă. Bună seara. Bună seara. Bogdan și Iulia intră în casă. Ca orice îndrăgostiți, își rezolvă conflictele în dormitor. Mult stresat așa de... Ești tensionat? Păi da, normal, dacă atâta probleme. Eu, cei doi părăsesc patul conjugal. Detectivii rămân consternați. Nu le vine a crede. Pe camera de supraveghere se vede cum Magda iese din dulapul celor doi. Magda a mers mult prea departe.
Este timpul ca Bogdan și Iulia să afle ce se întâmplă în casa lor și mai ales cine le pune piedici. Dragilor, vă mulțumesc că v-ați putut face timp. Am reușit să elucidăm misterul. Înainte să vă arăt exact care sunt imaginile, vreau să clarificăm niște lucruri, niște aspecte. Cine este această menajeră? Este femeia Polina, care... Da. Este femeia care a avut grijă de mine de când mă știu. A fost inițial bună, angajată este de vreo, părinții este mei. Este vreo rudă de familie? Nu. Ai avut vreodată vreo ceartă? Ai avut ceva de împărțit cu această femeie? Cu cine? Ar avea cu cine? Polina. Nu. Ar avea vreun motiv să nu te aibă la suflet? Ar avea vreun ferește. Motiv? Nu cred. Eu zic că am fost corect față de ea și... Nu am cum, îi sunt recunoscător că a avut grijă de mine cât adică am fost mic și... Ție nici prin ruptul capului nu-ți... Nu, stai, dar unde vrei să ajungi? Deci ce vrei să spui? Că Polina ne-a făcut toate cele sau ce? Nu ea, dar fără ajutorul ei nu s-ar fi putut face nimic din ce vi se întâmplă vouă. Cred că ar trebui să vorbim pe ceva concret, că nu... Hai să vă arăt exact despre ce este vorba. Da. Am vrut să clarific aspectele astea. Am înțeles. Te rog. Noi plecăm, ai grijă ce faci și ne vedem diseară. Știi tu oglinda aia, uite cum arată. Da. Voi plecați de acasă. Acum, aproximativ la jumătate de oră după ce ați plecat voi, păi, stai puțin. Își face apariția în fața casei tale, și anume fosta ta soție. Da. E fosta lui nevastă. Da. Știu lucrul acesta. Haideți să vedem ce se întâmplă în continuare. Nu, stai puțin. Sigur e casa noastră aici? Că da, e 100%. E casa sigur. Noastră. Mai ții minte acel buchet de crini? Care te-a enervat pe tine? Da, cred că un coleg ceva i-a trimis ei sau... Nu i-a trimis niciun coleg. Acel buchet de crin a fost adus de către fosta ta soție. Privește puțin. În momentul în care ea se dă jos din mașină... Da. Are un buchet de flori în mână. Da, e buchetul pe care l-am găsit în vază. Stai, că nu se vede. Buchetul, de la admiratorul meu secret. Buchetul de flori îl dă Polinei. Da. Foarte interesant deci este Ilda, discurs. Nu? Vezi cu Ilda. Ce motiv ar avea această femeie pe care tu o cunoști de ani de zile, pe care tu o plătești, care este angajata ta, să îți ascundă faptul că această femeie vine la tine în casă? Nu știu, deci chiar nu... ți-am zis, a avut o relație foarte bună cu ea, deci au fost chiar prietene bune, dar... Ți-am zis să nu ai încredere. Știu, deci știe că nu, femeia știe asta că nu locuiește aici, nu, Polina. Știe că nu are ar putea voie să se întâlnească, dacă ar avea o relație de amiciție, ar putea să se întâlnească cu fosta ta corect, soție. Corect, dar știe că nu are voie să se întâlnească, să primească pe nimeni acasă. Nu știu, deci chiar nu... Aici este un mare semn de întrebare pentru tine legat de această femeie. Foarte interesantă este și discuția pe care o au celor. De ce nu s-a schimbat nimic? Ce cu astea? Eu nu aveam așa ceva. Păuni ăștia, câți păuni au omorât? Păi, e după mine, cu tine ne înțelegeam altfel. E glumeț așa, și de întotdeauna a fost mai glumeț. Da, e glumeață, dar în același timp se interesează. Altfel, nu ca ea. În același timp se interesează de ce se întâmplă sub acoperișul vostru, iar această femeie și în care spune tu tot ai din încredere, casă, adică îi dă mură în gură, ce facem noi toate doi. Toate detaliile. Da. Și eu nu sunt ca fosta din nefericire. Nu, chiar nu ești, nu. Apropo, această femeie, menajera, nu te are deloc la suflet pe tine. N-avem de unde să știm asta. Mamă, e incredibil, nu-mi vine ascultați să cred. Ascultați puțin ce discută ea. De câte ori ți-am spus, de câte ori ți-am zis să nu ai încredere în femeia asta. Tu că nu și nu, și o țineai pe a ta. Telefon. Și nu v-ați mai văzut niciodată? Păi a avut nevoie de un proiect și a venit să-l ajut. Vedem. Te-ai văzut cu ea? Într-o, într-o seară și a venit să-mi poarte de grijă. Da. Vorbim, da. Îți mai vorbim, nu? Deci, stai, nu e. Vorbim, dar nu mai e cum era. Deci îi mai porți de grijă, să înțeleg, din când în când, nu? Deci nu, chiar exagerează. Nu, dar atunci am auzit ce a spus, v-ați mai văzut. Deci exagerează, nu este adevărat. Ce nu e adevărat, că te-ai mai văzut cu ea? Adică ce vrei să spui, că minte? Nu, da, cred, nu, exagerează. Deci, exagerează, dar te-ai mai văzut cu ea, să înțeleg. Deci doar de câte ori când m-am întâlnit cu ea, ți-am spus și ție, vezi că m-am întâlnit. Păi da, nu e, dar stai puțin, mi-a putat de grijă, deci păi tu te mai vezi cu fosta ta nevastă, nu? Aici nu? Exagerează, nu știu. Tu te mai vezi cu această femeie? Nu, deci în afară de... Deci nu poți să fie accidentale. Eu am toate motivele să te cred. Asta, eu am toate Doamne, motivele deci... să te cred pe tine, pentru că această femeie, fosta ta soție, este o femeie extrem de perversă în gândire. O manipulează pe această menajeră cum vrea ea.
Iată ce am reușit să surprindă imaginile, camerele de supraveghere care le-am avut în casă. Sunt cele noi dormita. Femeia își face de cap. Deci nu pot să cred. Merge cu trebuie printre lucrurile voastre. Nu pot să cred treaba asta. Și Polina ce făcea în momentul ăsta? Ce face acolo? Dădea de mâncare la pești, își nu? Își făcea de treabă. Se făcea că nu vede. Întorcea spatele. Deci nu pot să deci, cred. Nu, deci, stai, deci, ți-am zis că miroase a parfum. Ți-am zis că miroase un parfum. Polina nu ajută, uite că nu e cu ea. Da, nu, dar nu contează. Mai ții minte momentul în care tu ai avut o erupție pe față? Da. Uite-te ca să afli exact motivul pentru care tu ai avut acea erupție. Am dat femeia asta în răutatea ei. Deci nu pot să cred. A venit și ți-a amestecat cremele. A deci pus... nu pot să cred. Nu știu dacă deci a venit ea cu alte substanțe de acasă, nu pot să spun ce a făcut. Ce e ce sunt alea? Este, uite-te deci... cât este de diabolică, uite-te ce deci este ea în stare să facă. Deci cum să faci așa ceva, Doamne? Deci nu... Râd, da, și plecă e târziu. Uite, deci vezi, Polina n-a avut nicio legătură, că nu... Da, 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 n-a avut nicio... Nu-i mai ține partea, deci nu-i mai ține partea că mă scoți din sărite. Și dacă întorci spatele și te faci că nu vezi, tot complice se cheamă, tot complice te faci. Ce? Că atâta țipa în baie acolo, nu știu ce i-a ieșit pe față. Era plină vezi, de bube. Polina chiar n-avea, nu știa nimic. Nu. Și-a plecat repede la spital. Păi a fi mâncat ceva stricat? Nu știu nimic, așa da, poate nu ți-a pus nimic, poate doar s-a uitat la cremele deci, tale. Deci taci, 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 privește ce se întâmplă. Mai ții minte acel ghiveș de flori pe care l-ai găsit praf? Doamne, de ce femeia asta este de-a dreptul diabolică. Mi-aduc aminte în ziua aia și am întrebat de unde mizeria. Mizeria asta aici, nu știu, Polina. Nu pot să-mi dau seama. Nu pot să-ți dai seama. Bun, ce motiv ar avea această femeie să vă mintă? Vai, nu știu, deci vreau, nu știu. Cred că deci nu-i de bine deloc. Capul și nu înțelege că noi suntem cei pe care trebuie să-i asculte. Nu, chiar nu înțeleg. Nu, e... Mă depășește. Dar vai, probabil deci, că o să... Nu, nu știu, mi-e și milă, mi-e milă, mi-e milă să o dau afară. Ce să-i fac? Uite-te cui dai bani, cui dai să mănânce, păi, da, pentru cine am făcut eu credit la bancă, uite-te și mi-am pus slujba în pericol. Iubita, știu, dar ce să-i faci? E amărâtă, e... N-ai cum să... Și un amărât face așa ceva, nu? Un om care are nevoie de o slujbă. Trebuie să-i explicăm noi, trebuie să... Nu, deci nu mai există, nu, nu, nu e vorba de... Mai ții minte momentul în care te-ai sperat că mașina ți-a fost furată? Da. Și un coleg al nostru te-a sunat și a spus că tot, a fost tot Magda a fost? Primește puțin deci ce se întâmplă. Aici chiar a exagerat rău de tot. La un moment dat a venit însoțită de niște prietene. Cine specifică? Unele dintre ele fiind de stare de brietate. Ce anturaj are brietatea mea, l-au rupt de bete, ia uite-mă. Te-ai găsit la un moment dat mașina pictată. Și asta e ea, nu? Da. Nu e, nu e ea, nu e ea. Mă, dar cea în tricou este. Cum? Crezi că nu o recunosc? O știu din poze, dar... Da. Îmi dau seama cine e... Doamne, deci... Nu e adevărat. Uite-te și tu. Deci uite-te și tu ce poate să facă. Se pare că femeia asta... Deci că are nevoie de un control psihologic, nu pot să-mi dau seama. Se pare că femeia asta nu s-a... Ce ai făcut? Ce ai făcut de te vrea așa înapoi, de hotărâtă? Crezi că din cauza asta? Ce motiv ar avea să facă lucrurile astea? Stau și mă gândesc cu ce am, cu ce am supărat-o, cu ce am dat de pune. Cu ce ai supărat-o? Gândește-te cu ce ai fi lăsat tu vocale de mijloc nu să facă toate gesturile astea. Ai vorbit tu cu eu, ea? Nu există ceva, sigur, eu ce ai să supărat-o. Încă un amănunt. Ce fac? Stai această puțin, dar ce fac acolo? Această femeie are cheia de la mașina ta. Cheia de la mașina? I-ai lăsat cheie de la mașină? Are cheia de la mașina ta. Nu. Pentru că la un moment dat... La un moment dat au vrut să-ți tracteze mașina și au dat seama că nu au cum să-ți tracteze mașina. Ea a deschis mașina, a scos-o din viteză. Au descuiat-o, deci... Avea cheie, omule. Tu nu vezi că rău îmi face mie personal femeia asta și ție? Iulia e mai impulsivă așa și e posibil să o fi, s-o fi provocată. Sunt impulsivă. Practic, femeia și-a tinde scopul. Bine, Bogdan. Vă desparte. La un moment dat tu ți-ai găsit schițele mâzgălite. Da, aici chiar nu, asta, și am crezut deci că... Deci asta a fost tot lumânăria ei? Nu, femeia este foarte diabolică. La un moment dat s-a dus la baie, deci a luat oja suport. Ta, a venit cu oja ta, i-a mâzgălit lui schița. Am înțeles. Iulia, crede-mă că nu... Eu tu ești sigură că tu nu ai provocat-o cu ceva? Nu știu. Să ții în siguranță. Nu, nu știu pe cine urăsc mai mult în momentul de față. Nu, deci nu trebuie să urăm. Nu. Deci nu știu ce simt în momentul ăsta. Să ascultă și noi ce zic, stai. Știi, te rog, am puțină treabă. O urgență. Da. Așa. Da, e ok și asta, hai să spun. Doamne, uite-te și tu, încotrobă-i pe-n toate alea, umblă la
lucrurile mele, la ceaiurile mele, la... Ți-a făcut un ceai? Nu, nu ți-a făcut un ceai. Dar sau ce s-a întâmplat? N-am înțeles. Nu, deci stai puțin, stai puțin. Nu e în ziua în care mi-a fost mie rău? Nu știu. E în ziua în care am fost noi la restaurant. Mi-a din start știa, pentru că are o cârtiță la voi în casă. Deci asta menajeră. Menajera în permanență informații despre voi, care este programul vostru, unde sunteți, ce faceți, care este starea relației deci, voastre. Deci, femeia asta vrea să mă omoare, e clar, vrea să mă alunge, să nu mai fiu în viața ta Iulia, dacă definitiv. Vrea să te omoare, erai deja omoară. Omoară, deci nu, stai. Da, dar cum să faci? Adică asta e o suferință? Femeia asta are acces la tot ce înseamnă casa voastră. Ea are nevoie de această menajeră, ți-am spus, ea este o cârtiță. Ochii nu, și urechile e o femeie ei. Simplă de la țară. Nu-i mai lua atâta parte, deci nu te înțeleg. Deci nu te înțeleg. Cum poți? Vezi toate mișmașurile okay. astea, toate răutatea ei și simplă. Tu ești așa calm? Este o femeie pe care tu o plătești. Vreau să mă gândesc, să mă gândesc. Nu te mai gândi. Trebuie să rezolvăm situația. O să dispară. Gata, termină. Dispare. Ce să dispare? Pentru asta nu e o femeie care să stea la noi în casă, mă înțelegi? În casa ta. Polina, a, și nici fosta ta nevastă, deci cum să fac așa afară. Ceva, deci Iulia, cum să păi fac nu, așa nu ceva? Nu se poate să dai afară un om care l-ai ținut deci, toată viața, l-ai ținut, ce să facă? La deci, vârsta ei nu mai angajează nimeni, are copii. Deci ce trebuie să faci? Trebuie să nu, nu, o să avem o discuție și o... Nu, nu, Iulia, într-adevăr, de multe ori e neatentă și tu mi-a stricat deci, mai multe... Deci m-a acuz de niște lucruri... Da, Iulia, așa ești, ești mai cu capul nori, așa, ce să-ți fac dacă așa ești? Nu poți să zici vorbele astea cu a ta nonșalanță, tu nu vezi? În cazul ăsta nu ești vinovată, corect, ai dreptate. Deci nu pot să cred, Bogdan, deci cum ești așa calm, deci nu... Doamne. Eu nu iau apărarea, dar... Iulia, ți-am zis, dacă tu ai fi fost în tot timpul mai atentă, mai cu picioarele pe Bogdan, pământ... Bogdan, poți să taci? Putut avea deci simt că fier, astea. Deci taci, te rog frumos. Termină cu atitudinea asta, nu păi mai lau ardea, păi nu mai vreau să audă femeia asta, nu mai vreau să aud numele lor, deci... Bine, hai că o să mâine la birou când mă duc, o să vorbesc, să vedem... Sigur nu, că o să vorbesc pe și cineva, eu personal nu, nu, cu ea. Nu, să o mutăm în altă parte, la o altă familie, îi găsesc pe cineva să o angajeze, deci nu... Da. Nu vă mai încercați între voi. Incredibil, domnul Ernest, de nu... Îți repet, subliniez, în momentul de față ea câștigă. Uite-te și cum îi dă, uite-te cum îi dă raportul, uite-te cum îi dă raportul, că nebunesc, deci nebunesc. Comentariile mele vor fi deprisos, dar ar trebui să vă gândiți foarte bine la ceea ce se întâmplă în continuare. Vai de mine, o să mă Doamne, și ce zici? Cum, noi am venit acasă? Și a unde? Și unde s-a dus? Unde a plecat? A plecat, cum te simți? Ești obosit? Mult stres. Umoriți imaginea. Comentariul meu e deprisos. Pule, dacă atâta probleme, atâta... Lasă că o să-ți fac eu un masaj în seara asta și o să fie bine. Stai puțin, dar știm despre ce e vorba. Ernest, ce facem? Facem porno? Ce e asta? Nu, stai liniștit, că nu derulăm peste aceste imagini și n-am arătat nimic compromițător. Am înțeles, dar... Păi și unde vrei să ajungi cu treaba asta? Uite unde vreau să ajung. Ce e acolo? Deci nu... Incredibil! Oh. Cum a ajuns acolo? Cum să intre asta la noi în dormitor? Nu știu nici eu. Deci cum? Deci cum a intrat? Cum a ajuns acolo? Ernest a fost tot timpul cât am fost noi în dormitor. Ea a fost cu noi în dormitor? Deci cum a ajuns acolo? Sau cum? A urcat treptele. Păi când? Și menajera noastră știa, a văzut toate lucrurile astea, nu? Polina știa deci că e acolo. Deci fosta la noi în dormitor, mă înțelegi? Și noi acolo, mă... Tot... Trebuia să, cum să zic, vrei cu aplauze, să vadă show. Vrei să-ți show. Desenez? Deci servitoarea deci nu pot să cred. Era un trio, mă, un trio, ce mai vrei? O anunță pe ea, ce se întâmplă, e de detalii legate de intimitatea voastră, cât timp petrești tu în dormitor. Deci o iau razna, simt că mor. Da, deci stai liniștită, deci nu o să se rezolve. Deci lasă-mă, nu pune mâna pe mine, nu pune mâna, nu pune mâna pe mine, nu pune mâna, nu mai vreau, te rog, păstrează distanța. Stai puțin, deci a fost cu noi în dormitor tot timpul, nu? Incredibil. Ea a căutat un loc unde să se ascundă. Acum nu știu dacă a fost atât de perversă încât să-și dorească să fie acolo în dormitor. Nu pot să știu lucrurile astea, nu pot să știu ce e în mintea ei. Doar ea știe ce e în mintea ei. Iubita, promit că o să rezolv eu această problemă. Deci nu există, nu e nicio promisiune. O să o sun, mâine o sun. Nu. Deci, confruntarea o să aibă loc, lasă-mă și nu mă atinge, deci nu mă atingi. Las-vă rog loc. Deci lasă-mă, nu mai vreau să aud, nu mai vreau să aud. Deci am suferit, m-am umplut de bube, am fost la spital, nu, cum m-am făcut râs la muncă, am pierdut contractul și tu vrei să te confrunți în particular? Lasă-mă, deci lasă-mă! Hai, te rog frumos! Lasă-mă, lasă-mă, Bogdan, lasă-mă că mă așez eu singură, lasă-mă! Hai, ia loc! Să nu te... Hai, ne facem de râs ce n-ai bani, chiar așa! Ne fac de râs cu ce? Acum am înțeles, am soluționat problema, îți mulțumim foarte mult!
punem punct, problema o să o rezolv eu. Nu, eu nu, nu, nu rezolv tu nimic. Ba da, eu rezolv. Este să aflăm de ce această femeie face lucrurile gata, pe deci, care le face. De aici încolo preiau eu. Deci nu vrei tu nimic. Ba da, ba da, ascultă. Puțin. Singurul mod în care putem afla ce se întâmplă este să o prindem pe ești ea în flagrant. Aici, nu, 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 îmi dai mie imagine, îi le arăt și discut eu cu ea. Așa consider tu om matur că rezolvă o problemă? Cum? Adică cum? Păi și cum? Pe mine nu mă afectează, eu n-am nicio treabă, rezolvă tu problema. Nu. Nu contacta pe această femeie, las-o în pace că ea va veni în această casă. Mai, mai devreme sau mai târziu. Păi nu va mai, eu vreau să încerceze. Bogdane, Bogdane. Nu vrei să o oprim? Ascultă-mă puțin, o vei avea atât pe ea cât și pe menajeră. Amândouă la un loc. Nu, deci o să, am discuții cu fiecare în parte. Nu, cum adică voi avea discuții? Păi eu o să am o discuție cu fiecare dintre ele și se va rezolva problema. Nu, noi o să avem nu o discuție. Noi o să avem, că adică sunt și eu implicată. Noi, stai puțin, sunt iubita ta de un an și ceva. Păi da, eu vă mulțumesc mult. Din momentul ăsta puteți să ieșiți din scenă, că nu mai e nevoie. Tu ai citit puțin contractul pe care l-ai semnat. Ce contract? Să trage cortina, nu? Vrei intimitate sau ce? Am contractul aici, stai să vedem. Dă-mi voie, te rog. Cum adică, dragul meu, domnule Ernest? Nu e intimitate, o să mă întâlnesc cu ea într-un loc public ca să nu... Păi cum, după ce că păstrez legătura și ai tandrețul cu ea, vă și întâlniți din nou? Ținte primul moment când am făcut cunoștință? Da, da. Da? Da. Mă simt că m-ai întrebat cât te costă toată povestea? Da. Ți-a spus da. Că nu te costă nimic toată tot povestea. Tot mai de-aia, deci da. Vă mulțumesc bun. Mult. Dar noi avem un târg. Pe tine nu te costă nimic toată povestea, dar tu trebuie să mergi până la capăt cu povestea. Păi și vrea să discut cu ea personal, să văd ce s-a întâmplat, fără martor, fără... Pentru că fără martor? Avem o foarte mare problemă, păi în felul pentru ăsta... că tu te-ai folosit de noi. Nu m-am folosit. Să... citește puțin acolo în contractul pe care cum l-ai adică semnat. Cum adică, omule, să te întâlnești fără martor? Ce treabă mai ai cu ea? Nu am cum să nu am această da, confruntare. Deci, uite, acest contract ce faci, domnule? De ce rup contract? A încetat contractul, gata. Deci nu, ești nebun la cap. Eu credeam că te cunosc, dar nu. Vă mulțumesc foarte mult. Hai să ne înțelegem. Contează mai puțin că tu de ce faci tu toate astea? Contractele se semnează în triplu exemplar, ok? Ai semnat și pe exemplarul meu. Ernest, te rog frumos, îți mulțumesc mult. Te va contacta un avocat. Corect, ai dreptate, dar... stai să-ți dau... Ce ai de ascuns față de aceasta? Nu am nimic de ascuns, doamne, când o să-ți povestesc tot. Nu mai am încredere și o să avem multe lucruri de discutat, Bogdane. Deci știi că dacă mă enervezi, eu nu mai calmez. Dacă tu crezi că poți să mergi la două capete, te înșele amam. Nu merge nimeni la două capete, ce tot tu vorbești prostie aici? Oameni, nu, rog frumos. Lasă-mă, Bogdane. Da, deci că nu cer scuze pentru... Da. Okay. Deci, se va contacta un avocat. Așa sunt eu, asta ți-a te va contacta un avocat. Bine, mulțumesc. La scurt timp după plecarea echipei, Ernest primește un telefon. La capătul firului este Iulia. Imaginile au deranjat-o atât de rău încât Iulia îi propune lui Ernest o întâlnire pentru a schimba planul. Mă bucur mult că ai acceptat să ne vedem, pentru că vreau să stau de vorbă cu tine și am o mare rugăminte. În urma cercetărilor tale am văzut reacția lui Bogdan și nu am fost deloc mulțumită. Sunt în continuare neliniștită, ba chiar mult mai contrariată decât înainte. Și părerea te-aș ruga... ai toate motivele să fii... Da. Nu ți s-a părut nici ție, nu? Că a avut o reacție firească vis-a-vis de... Adică... Eu nu-l cunosc așa de bine cum îl cunoști, dar în același timp, la viața mea am văzut destul de multe. Și experiența mi-a arătat că cel mai bine este să ne bazăm. Vreau să aflu ce vrea omul ăsta de fapt. Mă înșeală, nu mă înșeală, vrea să se reîntoarcă la Magda. E omul pe care eu îl vreau alături de mine toată viața, cu care pot și îmi doresc să am un copil. Vreau să fiu, în momentul de față sunt foarte contrariată, nu știu ce să cred, sunt derutată și chiar am nevoie ceea de un răspuns. Ceea ce aș putea să fac, în momentul în care cei de la tehnic vin ca să ridice acele camere, să aibă grijă să lase vreo două, trei niște locații în care el nu știe. Da, da, da. Între timp, dacă tot faci asta, da. Încearcă să lipsești de acasă. Îmi doresc din suflet să văd că nu e adevărat, dar trebuie să mă convin cu ochii mei. Hai să vedem ce se întâmplă. Pentru a nu compromite cazul, Iulia trebuie să asculte de sfatul lui Ernest, să plece de acasă ca să-i dea mână liberă lui Bogdan. Deci, te rog frumos, te duci și plătești facturile. Da. Mergi la un supermarket, vezi tu care e mai aproape pe aici, sau care, la care ți-e mai comod. Bogdan nu i-a zis nimic Polinei despre adevărul aflat. Ba mai mult, s-a comportat exemplar cu aceasta, dându-i câteva ore libere. Da.
Da. Ziceai că vrei să-ți vizitezi nepoata, da, parcă da, da, uite, treci și pe la nepoții ca să o vezi, da? Ocazia asta, da. Că tot da. Va ieși asta în oraș da, și da. Eventual de seară, că nu e grabă, deci vii când, deci când ai timp. Deci faci tu, ți-ai pastilă? Da, 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 te rog frumos, bine, bine, bine. Hai să te găsești sănătos. Să rămână, să rămână, Doamne ajută, să rămână, la revedere. Imediat după ce Polina pleacă de acasă, Bogdan pune mâna pe telefon și invită pe cineva la el acasă. Intri direct, da? Nu mai sun, nu mai... Bine. Ora 18. Bogdan este destul de agitat. Detectivilor nu le vine să creadă. Bogdan și-a invitat fosta soție la o discuție între patru ochi. Pentru că avem o problemă. Ce problemă avem? Păi, tu crezi că nu mi-am dat seama că tot ce mi se întâmplă mie în ultimile... În ultima perioadă ce s-a întâmplat ciudat, ca să zicem așa. Nu știu, ți se datorează ție? Nu. Cum nu știi? Ia gândește-te puțin. Ce a fost în mintea ta, de ce faci treburile astea? Păi nu știu, tu ce-ți dorești? Păi eu știu ce-mi doresc, eu știu că încă te iubesc. Magda recunoaște că a recurs la aceste metode pentru a-l recâștiga pe Bogdan. Recunoaște că nu l-a uitat și că încă îl mai iubește. Da, știu. Destul de serioasă? Da, și care-i problema? Te gândești la mine. Te gândești, nu? Păi la cum de om nebun ce ai făcut tu? Nu știu. Atenția. Trebuia să vii să vorbești cu mine. Nu știu. Nu. Spune că dragostea adevărată depășește orice obstacole. Să fie oare dragostea adevărată ce simte Bogdan pentru fosta lui soție? Să o lăsăm pe Iulia să afle răspunsul la această întrebare. Ce faci? Cum ești? Îngrijorată. N-am putut să dorm. Am avut numai gânduri. Vreau neapărat să aflu ce se întâmplă, pentru că nu mai pot continua în ritmul ăsta. E foarte greu. După cum știi, am avut camerele de supraveghere la voi în casă. Da, 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 știu că au rămas în continuare. Bogdan a insistat să le scoatem de acolo. Da, știu. Am scos o parte dintre ele. Am mai lăsat câteva. Am niște imagini care o să edifice totul pentru tine. Această doamnă. Da, menajera, da, voastră, menajera Polina. Din start, abia uite-te aștept puțin, să dau ochii uite-te cu ea. Puțin la atitudinea lui față de această femeie când el știe prin ce ai trecut tu. Plătești facturile. Da. Mergem la un supermarket. Mai vorbește cu ea, îi dă sarcinile zilnice, în niciun fel nu are nicio discuție cu această femeie. Bun, femeie, deci asta e reacția lui. Nu reproșează nimic din ce s-a întâmplat. Foarte tare. El, care era supărat și spunea că avea de discutat cu ea. Nepoata, da, 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 uite, treci chiar pe treci la și pe la da, da, și ea, normal, primește directivele cu zâmbet pe buze, că se înțeleg doar. Încă tu te-ai fi așteptat într-un fel ca el să... Vai, ce mincinos, ce mincinos, deci nu pot să cred. Unul la mână. Ce atitudine. Aici te rog să fii foarte atentă, s-ar putea să te deranjeze. Pe cine sună? Eu sunt, da. Aș dori să discut ceva cu tine. Crezi că se poate? Acum. Cu cine vorbești ăsta la telefon? Azi, acum. În cât timp crezi că poți să vorba despre fosta lui soție. Doamne, deci nu pot să cred. Deci nu se poate. Eu sunt la muncă plecată și el vorbește cu asta la telefon. Femeia a venit în vizită. Hai de capul meu. Ce nenorocit. Deci nu... Ce problemă avem? Cum să fac așa trebuie ceva? Trebuie să fiu fair, trebuie să fiu cinstit. El a ridicat în discuție problema ce a făcut ea. Ce mai contează, Ernest? Uite-te și tu, a chemat-o acasă, în casa noastră, în care eu locuiesc cu el de un an de zile, un an și... Și aveam de gând să mă împac cu el, să fie bine. Nu cred că mai aveți sorți de izbândă vreo doi. Tind să cred că ăștia doi au complotat împotriva mea, deci... Ăsta nu e omul pe care eu îl cunosc. Însă este un om foarte slab. Fii atent ce face. N-am făcut o greșeală nici când te-ai căsătorit prima dată cu mine. De Doamne, ce? Deci nu pot să cred. Nu pot să arăt mai departe pentru că nu pot difuza intervalul acesta oraș. Deci ăsta nu e Bogdan pe care eu îl știam. Trebuie neapărat să vorbesc cu el. Deci cum să fac vrei așa să ceva? Asta? Da, deci îmi doresc să-l confrunt, trebuie să-l văd. Împreună cu femeia asta. Cu fosta lui nevastă, cu Magda? Da. Aceste imagini sunt filmate ieri. Unde? Unde sunt? Acasă, la el.
N-am vrut să cred nimic, nimic din ce aveam sincer, în cap. Îmi pare. Cel mai rău îmi pare mie, pentru de că... de la ceva și uite-te unde am ajuns. Nu pot să cred, Doamne, cum o să am puterea de a trece peste decepția asta? El era universul meu. În ultimul an de zile am trăit cele mai frumoase momente din viața mea. Iulia, să fac oamenii așa sunt ceva. Slabi. În ziua de astăzi, oamenii sunt slabi. E incredibil. Credeam că e diferit. Credeam că am cunoscut în sfârșit omul pe care l-aștept de o viață. Cred că asta am putut să fiu. Nu este corect ceea ce ți se întâmplă. Ok, în momentul în care consider că nu vrei să mai fii acolo, îmi spui lucrul ăsta și am plecat. Spun. Oh, casa noastră. Fosta lui nevastă, incredibil. Ce faci, draga mea? Nu ți-aștepți invitații? Nu ți-aștepți invitații? Unde-i prietena ta cea bună? Prietena ta, Magda, unde-i prietena ta? Ce unde e? O întâmpin cu drag? Pe mine nu m-a întâmpin la fel, că uite, mă, stai aici. Pentru că nu merit. Nu merit? De ce nu merit? Am văzut totul, am văzut cine ești. Știți ce face acea femeie, fosta soție? Deci nu pot să cred. Ce face când vine acasă? Nu pot să cred că ai făcut lucrul ăsta. Nu face nimic. Da? Da, ești cărcotașă, nu? Îi aranjez întâlniri pe la spate, îmi puneți cremă, mă îmbolnăvesc. Pentru că ea merită și tu nu meriți. Așa, asta ești. Ia, eu de ce? Eu ce ți-am făcut greu? Cu ce mi-ai făcut? Cu ce ți-am greșit? Te-am ajutat, te-am dus, mi-am făcut credit pentru tine, ți-am dat bani, ți-am dat un adăpost, mâncare, tot. În primul rând că de când ai venit în casa asta, toate sunt aiurea. Toate sunt aiurea din cauza mea? Sau din cauza ta care nu ești în stare să faci treaba cum trebuie și comploți? Păi în loc să-mi dai cu mopul, stai la cafele cu Magda. În primul rând. Păi ce treaba asta are? Deci un pas foarte mare de la a fi dezordonat până la a urâ pe cineva. Deci nu te înțeleg. Deci faptul că sunt dezordonată îți dă dreptul de a-mi face cine știe ce de șiretlicuri cu Magda. Ce ți-am făcut, dragă? Ce cum? Ți-am făcut? Ce mi-ai făcut? Că am văzut cum complotai și a ascuns-o. A încercat inclusiv să o trovească. Mai țineți minte momentul în care... Ce-a fost cu ceaiul ăla? Cât de bun e ceaiul ăla? Vreai să mor? Ce faceți aici? Ce e asta? A venit și a turnat ceva în acel ceai. Păi eu de unde să știu că nu eram acolo? Nu știi, nu? Nu eram. Deci mă minți în față. Să mă minți în față, nu pot să cred. Da. De ce? Deci nu mă vreau să fiu nesimțită, bun, că te respect. Te... Așa e nesimțită. Păi și vi se pare normal din momentul ăla crescut de mic? Da, una cu mătura asta. Iar eu cu mătura. Și așa ești nesimțită. Ai noroc că ești în vârstă și că te respect, altfel nu știu ce-ți făceam. Păi și de ce ascultați acest faptul că fosta lui soție vine pe aici și face ceea ce vrea? Deci nu poți să crede și tu ce-mi faci. Dacă tot spuneți că l-ați crescut de mic. Asta e părerea ta. Păi și puneți-vă puțin. Dacă o iubea pe Magda, nu stătea cu mine să-mi facă toate poftele și să... Păi a avut și el un fel de nebunie, mă rog. Puneți-vă puțin în pielea lui. Da, mă pun în pielea ei să-și vadă durerea. Deci tu nu știi nimic, ai auzit, nu mai vorbi tu. Femeia asta cu ce v-a greșit? Păi cum poți să mă sfidezi în față? Ce vorbe sunt astea? După cât bine ți-am făcut și eu și Bogdan, tu asta faci? Mă lucrezi pe la spate? Vorbești cu fostele lui neveste? Măi, dar eu nu știam ce face ea. Unde sunt ea acum? Zi-mi unde sunt. Nu știu eu unde sunt. Cum nu știi? Nu minți că știu de la Ernest că sunt aici. Da? Deci mă duc acum. Eu am venit și mi-am văzut de treaba mea. Deci mă duc acum în casa mea. Unde sunteți? Unde sunt? Sunt aici sau nu sunt aici? Mă, ce-i gălăgia asta aici? Ce faci, Bogdan? Bună, ce s-a întâmplat? Bogdan. Ia, povestește-mi, povestește-mi, zic cu cine ești Polina, du-te în casă, gata, lasă-l, hai că stai. Termină cu prostiile, ia uite, gata, lasă-l, lasă că te rezolvăm. Ce s-a întâmplat? Stai, bădica, nu știu cu cine să vorbesc tu, ce mai cauți aici? Ce se întâmplă? Păi ce să-ți explic, cred că nu ne-am înțeles, ce mai cauți aici? Cum nu ne-am înțeles? Deci tu ai făcut dragoste cu ce mai cauți aici? Stai puțin, explică-mi ce cauți. Deci ce e asta? Măi, femeia lui Dumnezeu, stai cu minte. Deci cum poți să faci asta? Ernest, te rog frumos, stai puțin, stai să vorbesc cu omul. Te rog frumos, hai să discutăm. Deci Bogdan, nu avem ce discuta. Deci nu avem ce discuta. Stai mă că vreau să discut cu ea, nu discut cu tine. Deci după ce am văzut imaginea alea, cum crezi că poți să mai discut cu tine? Mi-ai pus o întrebare, îți ofer un răspuns. Măi omule, uite, mă pregătesc, mă la vecinii ăștia la nuntă, lasă-ne în pace, nu ne vină cu ăla. Am avut încredere în tine, vrei să discutăm sau ce facem? Vrei să ai rănit atât de tare? Ernest, te rog frumos, hai să fim oameni civilizați. Te-am rugat să nu mai veniți. Te-am rugat să nu mai veniți. Tu vorbești de oameni civilizați, Bogdan, tu care umbli cu două femei odată. Măi, discută și noi. Vrei să lămurim sau nu? Eu ce sunt pentru tine? Vrei să lămurim sau nu? Vrei să te explic? Deci mă lași să te explic. Deci unde e? Unde e a doua încoace să o văd? Ce să vezi, mă? Fața să vorbesc cu ea. Pe cine să vezi? Nu e treaba ta. Deci stai urmă. Știi care dintre aceste femei? Păi dacă mă lăsa să lămuresc, problema o lămurim. Dacă nu, nu. Băi, nu mai filma, mă, te rog frumos. Dar lasă-o, nu te-și facă treaba. Ce ai greșit? De ce ai venit, mă? Ia
te-a chemat sau cine, da? De ce ai apelat la el? Cum adică urma de ce am apelat? Pentru că urma să mai, hai mă să discutăm, mai. Am avut suspiciuni. Deci hai să discutăm, te rog, eu frumos. Vino în coasă, discutăm, femeie. Eu vreau să discut cu ea, tu cu mine n-ai ce să discuți. Stai să discutăm, nu mai lasă-mă face, că dau, deci mă descalți, termină, n-am fost violentă. Stai cu minte, deci nici eu nu sunt violent, deci stai cu minte, te rog frumos. Mă enervezi, mă enervezi, să mă halagioc pentru că te-am iubit. Avem vecini, ne cunoaște lumea, ești... Nu mă interesează de vecini. Lasă-mă să-ți explic. Corect, deci, rog, cine n-am ce să discut, lasă-mă în pace. Deci, a, deci ei partea. Ce să discut cu ei? Ei partea. Cheamă un coace. Cheamă să văd dacă nu mă duc acum în casă. Deci mă duc acum în casă. Lasă-o în pace că doarme. Ei partea. Deci tu o iubești, o mai iubești pe asta? Zi, o mai iubești? Da, 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 da. Ce să fac? Asta e. Deci uite, aseară mi-am dat seama. Nu te-am mințit nimeni. Înțelege că nu te-am mințit. Deci nu te-am mințit. Băi, țineți-o cu omor. Deci nu te-am mințit. Înțelege? Nu te-am mințit. Măi, mai lăsați-ne în pace. Ți-era greu, ți-era greu să mă pui. Gata, plecați cu scandalul, vă rog frumos. Polina, lasă. Tu nu te băga. Polina. Nu te băga. De ce deci nu te băga? Iulia, de ce nu te băga? Nu vreau să trăiesc în viața mea. Pe care voi le răspundeți. Iulia, deci am terminat momentul ăsta. Iulia, a ieșit lumea la geam. Deci te rog frumos, a ieșit lumea la geam. Ne facem de râs cu tot cartele. Asta contează? Crezi la bancă, ești femeie serioasă. Asta contează și tu ești un om serios? Zic, cu cine ai trăit? Cine ți-a făcut poftele? Cine te-a lintat în fiecare dimineață? De ce nu vrei să-ți explic? Te rog frumos. Deci nu mai. Înțelege că nu te-am mințit. A fost ce a fost, a fost frumos, a fost un visul frumos, s-a terminat, gata, te-ai trezit și nu mai. O termin cu mine ca mă arunc ca pe cârpă. Nu te arunc ca pe cârpă, nu. Păi nu, dar ce vrei? Nu pot să mai continui o relație care deci lasă-mă să nu te auzi. Deci nu pot să mai continui o relație care nu și are rostul. Deci mi-am dat seama că nu te iubesc, ce să fac? A fost frumos, m-am simțit bine, a fost bine. Ne-am simțit bine împreună și tu te-ai simțit bine, înțelegem. Dar tu crezi că poți să scapi așa ușor de mine? Hai te rog să terminăm. Deci mă duc eu în casă de bine. Lasă-mă, domne, ce aici, nebun? Deci nu intri în casă. Dar nu mai mă brusc așa. Dar nu te bruschezi, gata, uite, nu pun mâna pe tine. Lasă-mă să mă duc să nu intri în casă. Unde e? Stai ușor, stai ușor, stai ușor. Fii atent că îmi scop pantofii și spargi geamurile la casă. Nu, cum să spargi geamurile? Uite așa, dacă tu nu mă duci acum. Nu, deci stai liniștită. Deci stai liniștită. Ce vrei să faci? Ce vrei să faci? Păi ce vrei să faci? Adu-o, mamă, deci mai mamă. Ce să aduc în casă? Băieți, deschideți-mi ușa să intru. Deci nu se poate, n-ai ce să cauți în casă. Nu ai ce să cauți în casă. Ernest, explică-i și tu, e clienta ta acum, am înțeles. Explică-i, nu mai. Clienta ta, nu? Păi și ce să, cum să zic? Deci gata, s-a terminat. Ai mai chemat? Ia ce vrei? Ce faci, draga mea? Bine, mulțumesc, tu ce faci? Cu bărbatul meu. Cu iubitul meu bărbat și actualul meu bărbat. Ce vrei? Ce cauți? De ce umbli cu... Deci în momentul ăsta ieși din curte. De ce umbli cu bărbații care au iubite și care au relații serioase? Hai, vă rog eu frumos, haideți afară. Haideți, vă rog frumos. Deci nu mai luați, nu are rost. Deci ce să mă... Vă rog să înțelegeți. Și n-ai fost în stare să-l păstrezi. Bate și că tot ceea ce am făcut, am făcut ca să-l aduc înapoi. Și vezi că l-am adus înapoi, da? Deci cheamă-o jos. Îți promit că după ce ne cazăm peste săptămână, ieșim în oraș, discutăm și... Nu mai ce să discuți cu ea. De ce mă faci? Gata, nu mai discutăm nimic. Stai cu minte. Iulia, stai cu minte. Ia-ți hainuțele și pleacă. Auzi, tu mi-ai pus să pleci. Tu mi-ai pus mie. Mi-ai pus mie, mi-ai pus cremă, cremă de picioare în crema mea de față? Măi, da? Nu, ți se pare. Mamă, deci fii atentă să te ferești. Deci fie da, la joaie. Deci să știi. Polina, ajută-o tu. Să vă spălați pe capul. Hai, vă rog frumos, deci ieși din curte că nu mai este. Nu e normal ce facem. Ernest, hai să fim oameni civilizați. Am rămas că vorbim la tribunal cu avocați, cu... Deci te urăți, ești, te rog frumos. Iulia, gata, ia mine. Ia-ți hainele. Oferiți de mine, auzi? Ce dragă, ce ai? Deci te urăți, ești afară. Ieșiți afară, Ernest, vă rog frumos, ieșiți afară. Deci toți, haideți, vă rog frumos. Lămurește situația. Poliția, nu înțelege. Soția mea, nu am nevoie. După tot ce ți-a făcut, după tot ce ți-a făcut. Nu, deci să nu te mai nu e treaba voastră. Mare mincinos. Eu am tot ce am văzut soția. Deci eu îmi iubesc soția. Înțelege că îmi iubesc soția. Deci nu știu cum ai putut să te că a fost un vis frumos. Nu mai iubește. Eram, deci mai, hai, vă rog frumos, gata, nu mai. Mergeți, mergeți afară. Vosul de balamuc. Nu e balamuc. Deci crede-mă că e dragoste adevărată. Hai, du-te, lasă-mă, sunt mai pe Bogdan. Iulia, a fost ceva frumos. Nu fi rău de așa, că și ție ți-a plăcut. Deci, a fost ceva frumos, enorm, am avut o relație, Nu e de pe zi pe alta, omule, deci eu mi-am dat seama că o iubesc de mult, o iubesc, nici nu era să mă despart de ea, dar asta e. Pe cine iubești tu?
am încercat să cine iubești? Nu, stați cu mine, stați, vă rog frumos. Băi, pleacă mă de aici. Băi, veniți, pleacă de aici. Băi, de spate să le voi, că sunteți mai mari. Băi, auzi, știi ce ești? Băi, de ce mai stai de vorbă? N-am știut de ce ne-ai dat afară până acum. Haideți, vă rog frumos, haideți, mergeți. Haideți, mergeți. Ești, îi văd că faci greșe. Nu, Ernest, te rog eu frumos, hai că nu. Și cauți în curte, băi, ce ce vă meritați? Vă meritați afară, haideți, vă rog frumos, ieșiți afară. Ieșiți afară. Lasă, lasă. Ieși afară. Ieși afară. Nu brusca așa. Nu auzi că te iau de păr, ieși afară. Doamne, ieșiți afară, vă rog frumos. Ernest, îmi pare rău că așa s-a ajuns, dar nu trebuia să mai vii aici. Nu aveți ce să mai cauți la mine în curte. Deci vă rog frumos, haideți cu toții, haideți. Hai, ieșiți afară, domnule, te rog frumos, ieși afară. Vezi că nu-i curtea ta. Haideți, deci chem poliția acum. Nu, e curtea mea cu acte. E curtea mea. Nu e curtea ta, e a lui și a mea, ieșiți afară. Să rămâi să te sperpă el. Mă faceți să înjur aici la mașină, cu el. Într-o mașină. Gata, Magda, gata, gata. Haideți, vă rog frumos, la revedere, vă doresc o zi bună. Gata, nu mai, nu vezi că nu te înțelegi cu ei, sunt nebuni. Deci, la revedere, dacă nu, dacă vă mai prind pe aici, chem poliția, să știți. Te urăsc, Bogdan, ești tu lași. Și mergi până la capăt. Ce s-a întâmplat în această seară ne demonstrează că iubirea nu are limite. Dragostea câștigă și nu rațiunea. Magda a luptat cu toate armele și a câștigat. Ce s-a întâmplat în această seară ne întărește convingerea că în iubire nu există limite. Și nu uitați, ochii din umbră văd.